Tragedia s-a petrecut chiar în acest loc. Martorii care l-au găsit pe bătrân atârnat de crengile copacului au crezut inițial că acesta s-ar fi aruncat de la etajul clădirii din spatele meu, însă criminaliștii au stabilit că este vorba despre un act suicidal comis prin spânzurare. Am coborât de la serviciu și l-a găsit pe un domn spânzurat de copac, nu știu, am înțeles că băuse sau s-a spânzurat, nu știu, că unii au zis că a alunecat, deci că era băut, și după aia unul a zis că se fi spânzurat, dar era găsit de o creangă. Cel care a găsit cadavrul spune că a rămas șocat, întrucât îl mai văzuse pe bărbat plimbându-se prin zonă. Trecea pe aici, da, ba venea înapoi, ba l-a mai văzut așa. Trupul a fost recuperat de pompierii ISU Dobrogea și preluat de cei de la morga Spitalului Clinic Județean Constanța. Am fost solicitat să intervenim pentru a ridicarea unei persoane decedate prin spânzurătoare pe Valea Portului, în zona Tomis. S-a intervenit cu auto specială, cu două funii și s-a predat poliției. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a elucida misterul morții bărbatului, mai ales că numele acestuia era înregistrat în evidența persoanelor dispărute de la domiciliu de pe data de 6 septembrie. La fața locului s-au deplasat o echipă operativă de criminaliști și polițiștii secției 3, care în prezent au demarat o anchetă în vederea stabilirii cu exactitate a producerii evenimentului.